De la oraș este încă departe și un vis de nerealizat pentru mulți dintre locuitorii județului Buzău. Cu aproape 60% dintre gospodării fără apă curentă și toalete, în fundul curții, buzoienii se situează peste media de țară în ceea ce privește racordarea la rețelele de canalizare. Autoritățile locale spun că au cheltuit bani mulți pentru proiecte pentru apă și canalizare, proiecte care au rămas doar pe hârtie. Gabriela Zahiu s-a mutat de la oraș la Socri, în comuna Brădeanu, după ce a rămas fără serviciu. Obișnuită cu traiul la oraș, i-a venit greu să meargă pe ploaie, pe viscol, la toaletă, în fundul curții. A tot sperat că se va face canalizare în comună și își va putea face baie în casă. A rămas cu speranța și, până acum, în 15 ani de când locuiește la țară, a făcut 3 WC-uri. Prima dată când m-am mutat eu aici, era toaleta în partea asta, făcută de Socri. A trebuit, am avut-o și mai în spate, acum am adus-o mai încoace. Când luăm astupar, ne ducem tot mai în spate, că nu putem să le aducem lângă fântână. Sătenii din Brădeanu spun că la 4-5 ani sunt nevoiți să-și sape toalete noi pentru că cele vechi nu mai pot fi folosite. Am avut aici, ne le-au umplut apa. De acolo am avut mai încolo, s-a terminat, că s-a fărâmat. Am mai avut unul al treilea, mă ocăra vecina că zicea că să duce băiatul la WC-ul, era lângă gardul ei. Și acum două ani l-am făcut pe asta. Născuți, crescuți și după zeci de ani de viață la țară, oamenii din Brădeanu nici nu au termen de comparație cu traiul de la oraș. Spun că, de când se știu, au mers la toaletă în curte. Noi suntem mai în vârstă și avem de 60 de ani, dar ce ăștia tineri sunt mai problematic. Mulți dintre oamenii de la țară nici măcar nu folosesc hârtie igienică la toaleta din curte, dar rămite să tragă apa sau să se spele pe mâini. Pentru cei care s-au retras la țară și au folosit o viață baia din apartament, lipsa de confort e o problemă. Și-au făcut băi în casă, cu toaletă, iar ca să le poată folosi, au construit fose septice. Un fel de fosă septică. Facem WC-ul de curte și în WC-ul de curte am pus de se duce și apa de la mașină de spălat și de la toaletă. Autoritățile comunei Brădeanu au primit de anul trecut, din noiembrie, undă verde pentru proiectul de canalizare în valoare de 9,2 milioane de lei, proiect cotat cu punctaj maxim pe țară, însă banii nu au ajuns nici până la această oră. Am fost mereu ocoliți și acum, poate, dacă vom ajunge la putere, vom reuși și noi ca să avem apă canalizare în toată comuna. În comuna Brădeanu locuiesc aproximativ 1300 de oameni, dar numai în 67 de gospodării există fose septice și, prin urmare, toalete în locuințe.